Ziua, dragi gospodine și iubitori de mâncare bună! În sfârșit a venit vara, cât de mult am așteptat-o și din motiv că nu vrem ca foarte mult timp să stăm la bucătărie și să ne pălească toată această căldură în față timp ce facem mâncare, eu am venit cu o soluție foarte bună pentru voi. Compania Zepter, cu care noi lucrăm de mai mult timp, ne oferă nouă o sistemă care este absolut fabuloasă. Această sistemă ne permite să gătim mai multe feluri de mâncare folosind același ochi de aragaz. Totodată, noi susținem crezul de alimentație sănătoasă și pentru că noi totuși gătim cu produsele Zepter, vreau să vă propunem o rețetă foarte și foarte ușoară. Vom folosi legume și vom face un pește la abur. Mai multe detalii despre cum voi face acest pește le voi oferi puțin mai târziu, însă acum vom începe să facem primul strat, care vor fi legumele. Legumele făcute în suc propriu, așa să le numesc, și în sucul căreia și în aburii care se vor crea de la aceste legume se va găti și peștele nostru. O astfel de cratiță pe care vom face un pat din ceapă tăiată rondele. Tăiem ceapa destul de gros și o aranjăm la fundul tăvii, astfel să creeze un gen de pat, pentru ca să avem niște legume suculente și foarte gustoase. Acum, după ce am aranjat frumos în nostru pat de ceapă, vom pune cartofiori. Avem cartofiori noi, care sunt acum hitul sezonului, aș putea să le spun. Și am luat niște cartofiori micuți să se înscrie mai bine în toată această poveste. Îi aruncăm așa, destul de neglijent pe toată suprafața. Și acum, alături de cartofiorii noștri, vom pune niște morcovi, pe care îi vom tăia rondele. Morcovul în general este o legumă pe care eu o prefer foarte mult pentru că este o garnitură mult mai ușoară, este foarte interesantă și în comparație cu cartoful, pentru că morcovul, cartoful sunt cam din aceeași categorie, pentru majoritatea persoanelor nu conține amidon, ceea ce o face o legumă mult mai sănătoasă. Acum în acest morcov care avem tăiat rondele, vom adăuga puțin cimbru și vom adăuga puțină boia de ardei iute. Totodată din două motive. Unul, pentru un plus de gust, iar doi, pentru un plus de culoare, pentru că boia are culoare roșie și va accentua un pic culoarea morcovului. Și acum acest morcov frumos amestecat cu boia de ardei și cu cimbru, îl vom adăuga peste cartofiori. Au un miros foarte și foarte plăcut. Primul nivel a sistemei noastre este deja gata. Avem frumoasele noastre legume deja puse în această cratiță. Și acum voi vorbi despre următoarele nivele. Sunt, practic, puteți să gătiți în acest sistem și la 3 și la 4 nivele. Însă noi astăzi vom folosi doar 3 nivele. Vom folosi această frumoasă capodoperă pe care o vom pune frumos peste cratița pe care am pus-o ca bază, în care vom pune, atenție, ouă. Vom fierbe ouă la abur. De fapt, eu consider că este foarte bine să ai mereu în casă o oferte tare, pentru că în orice moment, mai ales când este vară, ne place să mâncăm foarte multe legume și este ok să ai niște oferte în frigider, scoți niște legume și deja ai o gustare foarte bună de vară, sănătoasă, sățioasă.
Din acest motiv, noi vă vom arăta cum se ferb ouăle în sistemă. Practic, noi vom face aici trei feluri de mâncare. Vom face legumele, vom face ouăle ferte și încă plus la toate, pe această frumoasă răzătoare care totodată devine acest sistem foarte și foarte compact, vom face peștele. Nu am hotărât să punem această răzătoare doar din motiv de frumusețe, dar pentru că peștele, fiind după ce se va găti și va fi mai moale, în momentul în care vom încerca să-l scoatem din nivelul ăsta de mai jos, vom risca să-l stricăm prea mult. Însă eu vreau să-l las integru, să aibă formă cât mai frumoasă. Acum voi trece la pește. Vorbind despre pește, cea mai mare greșeală în momentul în care gătiți un pește și mai ales îl gătiți la aburi este să îl spalați. Nu vă mirați foarte mult, este adevărat, nu se spală peștele, pentru că atunci când ai contact cu apa, se pierde practic toată savoarea peștelui. Stați și vă gândiți cum să faci, nu poți să mănânci un pește murdar, cine știe ce a fost cu el, cine a pus mâna pe el. Este o soluție foarte ușoară pentru asta, se ia un prosop de hârtie, puteți să-l udați un pic, dar nu foarte mult, și se șterge suprafața lui, dar nici de cum nu în interior. Totodată, un alt secret pentru a face un pește foarte gustos când e vorba de un pește la aburi, este să-i lăsați solzii pe ei. Pe pește, să lăsați solții. Nu vă deranjează cu nimic, pentru că pelea care este făcută la aburi nu este o pele crocantă care se dă foarte ușor la mâncat. Din acest motiv, nu aveți nevoie să păstrați o pele fără solți. Am șters peștele. Și acum, cum am zis mai devreme, nu-i vom scoate solzi, îl vom pune în solți. Dar nu-l vom pune pur și simplu, ci vom adăuga puțin mărar în interior pentru un plus de gust, pentru că, cum ați observat, nu am sărat peștele, pentru că mai ales darurile mării sau pești în general au o cantitate destul de ok de sare, ei și nu au nevoie de sare suplimentară. În continuare avem nevoie de usturoi. Usturoiul la fel îl voi pune lângă mărar, pentru că eu, în general, sunt îndrăgostită de usturoi. Îl pot, practic, adăuga în orice combinație. Și îmi pare că aici se potrivește foarte bine. Apropo, probabil că... Dar îl voi strivi un pic înainte să-l pun în pește. Apropo, cred că ați observat că nu am folosit lămâie. Acum își voi explica din ce motiv am hotărât, de fapt, să nu folosesc lămâie. Este foarte bună combinația de lămâie cu pește, este adevărat, doar că uneori restaurantele se folosesc de acest truc de a folosi lămâia pentru a masca un pic prospețimea peștelui. Însă noi avem un pește foarte proaspăt și îl vom face la această minunată sistemă și vreau să-i păstreze gustul său natural de pește. Și încă o chestie. Peștele este o mâncare destul de neutră și în momentul în care noi o prăjim sau o coacem, este nevoie de lămâie pentru a-i ușura gustul. Însă în momentul în care facem un pește la aburi, el și așa are un gust foarte fraged și ușor. Nu este nevoie să îl ușurăm încă mai mult cu lămâie. Dar nu doar acesta este motivul. Gust interesant vă face sosul pe care îl vom face la sfârșit. Vom servi acest pește cu un sos pesto făcut de casă, așa să-l numesc. Voi vorbi mai târziu despre asta. Pentru ca să-i dau și mai mult gust la acest pește, voi pune niște crenguțe de mărar și drept pat și apoi voi aranja peștele. Voi aranja peștele în semicerc. Deja am asamblat toată această piramidă frumoasă, acest sistem, și cred că nu ne-a luat mai mult de 5 minute să asamblăm toată această frumusețe. Acum vom pune deja sursa de căldură. Atenție, nu vom pune o temperatură foarte mare,
sau un foc foarte puternic, din ce motiv? Pentru că știm bine că vasele țepturi sunt făcute dintr-un aleaj care au o transmitere foarte bună a temperaturii. Și din acest motiv nu avem nevoie să avem o temperatură de 200 de grade sau 300 pentru ca să gătim ceva. Vom pune pentru început 300 de grade pentru ca să încălzim un pic sistemul, iar apoi vom reduce temperatura și vom acoperi totul cu capac. Acum voi vorbi despre sosul pesto. Am ales un sos specific italian care are niște gusturi foarte puternice și totodată care se vor potrivi foarte bine cu peștele nostru. Este un sos pe bază de busuioc, de fapt, usturoi, parmezan și un pic de ulei de măsline. De-a lungul timpului s-au făcut mai multe reinterpretări la acest sos, s-au mai adăugat și nucușoare, de obicei pinoli, însă noi astăzi vom face un sos cât mai ușor pentru ca să fie absolut delicios alături de peștele nostru. Pentru acest sos vom folosi frunzulițe de busuioc. De dore să fie frunze de busuioc proaspăt, dar din motiv că nu este așa de ușor să găsești niște frunze de busuioc proaspăt în zilele noastre, este posibil să folosiți frunze de pătrunjel în cantitate mai mare și un pic de busuioc uscat pentru gust. Însă noi vom folosi aceste frunze de busuioc proaspăt pe care le vom pune în cupa noastră pentru blendat mixi. Vom folosi pătrunjel pentru că îmi place foarte mult cum se înscrie în acest sos. Din ce motiv? Pentru că are un gust foarte ușor și totodată accentuează foarte bine și gustul busuiocului și gustul usturoiului. Adăugăm. Dacă încă nu ați încercat acest sos, chiar vă recomand, pentru că o să vă îndrăgostiți de el cum îl veți gusta prima dată. Este foarte ușor, totodată picant un pic și are un gust foarte complex. Acum usturoi destul de mult. Cred că voi pune 4-5 căței de usturoi. Acum aici la pătrunjelul, busuiocul și usturoi vom adăuga parmezan dat prin răzătoare. Și acum practic ultimul, dar nu cel din urmă, este uleiul de măsline. Străduiți-vă să folosiți un ulei de măsline cât mai calitativ, să fie extra virgin, pentru că doar atunci veți obține gustul și culoarea necesară. Și acum puteți să urmăriți cum, ca și cum printr-o magie, toată această compoziție va deveni un sos foarte frumos, de culoare verde. Am finisat să facem sosul nostru pesto, însă noi l-am mutat din acest vas în farfurie. Puteți observa că s-a primit o consistență foarte, foarte frumoasă. Și de ce am eliberat acest bol? Pentru că vom avea nevoie pentru următorul fel pe care îl vom face. Vom face acum foarte ultramodernul smoothie. Smoothie este o băutură pe bază de fructe și legume, în general, având și semințe, se poate folosi și lapte. Care este diferența dintre un suc și un smoothie? Pentru că este pusă leguma cu tot cu pulpă. Nu se extrage doar apa din produs, ci se pune cu tot cu pulpă. Pentru acest smoothie vom face un smoothie care se potrivește pe gusturile absolut oricui. Vom folosi banane și anume vom pune o banană pentru cremozitate, gust și totodată pentru că banana este o fructă care are destul de multe calorii și poate astfel să ne asigure aportul zilnic de energie. Vom adăuga căpșuni pentru că suntem în sezonul frumos al căpșunilor și trebuie să profităm cât mai mult de acest sezon, pentru că nu durează foarte mult timp. Acum
vom trece la următorul pas. După ce am pus căpșuna și banana, vom adăuga semințe de chia. Ce sunt semințele de chia? Sunt la fel un aliment în trend, aș putea să-l numesc, pentru că sunt niște semințe foarte mici. Ți-ar părea ce ar putea să fie atât de folositor în aceste semințe, dar sunt o adevărată comoară de nutrienți, substanțe nutritive și vitamine. Totodată ele nu se consumă în cantitate foarte mare. La această cantitate de smoothie vom adăuga în medie 2 lingurițe. Și gheață. Acum toată această frumusețe o vom blenda până când vom obține o compoziție omogenă. Băutura noastră super energizantă, plină de caliu, vitamina C și tot ce înseamnă vară, este deja gata pe masa noastră. Totodată, semințele de chia dau un gust foarte plăcut, așa neutru, și completează foarte bine valoarea energetică a acestei băuturi. Totodată am încercat să facem un design cât mai drăguț, pentru ca să inducem o stare de bine și de frumos. Dar acum am finisat cu băutura noastră de vară și vom începe să aranjăm peștele, care aici stă sub capac. Și priviți cât este de frumos! Mirosul de la mărar dă așa o notă de prospețime extraordinară. Și pentru că tot ce ține de țeptere este foarte bine gândit în totalitate, cred că v-ați gândit cum o să scot eu această rozătoare de pe cratiță. Este așa o ustensilă foarte ușoară care îmi permite să manevrez cu el. Aici avem ouăle care s-au ofert. Și acum vom descoperi și legumele care s-au făcut. Cu ce este de fapt bună și folositoare gătirea la abur? De exemplu, peștele putem foarte ușor să-l prăjim, dar asta va scădea foarte mult din calitățile sale nutritive. Pentru că, anume sistemul de la țepter, gătit peștele la o temperatură foarte mică, ne permite să păstrăm toate substanțele nutritive, vitaminele, microelementele care sunt în pește. Unul la mână pentru că nu permite scurgerea sucurilor din interior. Doi, pentru că la gătire foarte mică nu se distrug vitaminele. Și trei, păstrează gustul impecabil al peșterului care îl are în mod natural. Totodată, peștele care este întreg, trebuie să fim foarte atenți în momentul în care îl scoatem și îl punem pe farfurie, pentru că este foarte fragil. Practic, sculența din pește a rămas în el. Puteți să observați că avem, cum am zis mai devreme, la nivelul de jos, ouăle, care practic nu s-au udat de la sucul de pește, adică tot sucul a rămas în interior. Și la fel și legumele nu au deloc, absolut deloc, miros de pește. Vom scoate acest mărar care și-a pierdut un pic fața, dar vom adăuga acum legumele. Frumoasele noastre legume, care și-au păstrat tot mirosul, toată savoarea și nu s-au schimbat deloc. Puteți să observați că, practic, avem aici foarte mult suc, care este suc propriu de la legume. Nu am folosit gram de apă în timp ce am gătit aceste legume. Observați că chiar și dacă nu am gătit deloc apă,
nu s-a ars absolut deloc fundul la această cratiță. A rămas absolut intact și a rămas doar sucul pur de la legume. Apropo, acest suc poate fi folosit foarte ușor pentru o bază de sos brun, pentru că are concentrată foarte mult gust de ceapă, dulceag și cu morcov. Și este absolut fabulos la gust. Foarte bun. Și acum a venit rândul sosului pesto, care aici așteaptă de multă vreme, care are o consistență absolut fabuloasă. Vom pune mai mult peste cartofi acest sos, pentru că se potrivește de minune cu cartofii, dar și cu morcovul. Lângă carnea de pește va fi servit restul sosului pentru ca să-i dea un plus de gust. Peștișorul nostru este gata! După cum ați observat, timp de jumătate de oră avem o proteină pe care am gătit-o, adică peștele, avem o garnitură, avem un sos foarte gustos și totodată destul de interesant și avem și un desert ușor, sănătos, care nu va face niciun rău nici sănătății voastre, nici siluetei. Și le mulțumim partenerilor noștri Zepter pentru colaborare. Vă dorim poftă bună și toate cele bune!